Deșteptarea. Tu știi cine este Luca și va veni luni la radio în locul nostru de la 7 dimineața? Este, da, știu cine Luca este. Pastia. Luca, bună dimineața, Pastia. Luca. Bună dimineața. Bună dimineața, colegilor. Ce faci, măi? Mai stați mulți în concediu? Uite, vă ascultam și mi-ați făcut poftă. Auzi, te întrebam, te întreb de ce te-am sunat, nu? Adică și multă lume se întreabă, bă, ce au ăștia de m-au sunat în concediu încă de seară? Da. Dar să știți că nu i-am spus lui Luca, i-am spus că avem să-i dăm așa o informație veste. O mică surpriză, dacă vreți. O mică surpriză, da. Și ești bucuros, nu, că te-am sunat, nu? Va fi cam dureroasă. Da, va fi cam dureroasă, adică, serios. Și nici nu bănuiești de ce te-am sunat, nu? Nu am nici cea mai vagă idee. Prima oară am crezut că e ceva cu stadionul lui Șepși. Nu e. Și vrei să-ți dai cu presupusul, adică la modul cel mai serios, stimați ascultători, l-am sunat pe domnul Luca Pastia, nu știe de ce l-am sunat, doar eu și cu Radu știm de ce l-am sunat. Noi suferim de ieri. Noi suferim de ieri când am auzit asta. Măi, Luca, nici nu știm cum să-ți zicem. Nu mai fierbesc. Măi, Luca, da. Se întâmplă din dimineața asta, da, din păcate. De azi, de la ora asta chiar se întâmplă. Așa? Da. Și cred că este irreversibilă treaba. Da, e chiar nasoală, adică și tu vei fi unul dintre oamenii afectați, adică chiar printre cei mai afectați de treaba așa? Asta. Uite, îi stricăm omului, poate e și el optimist, a venit așa. Ce anume, stai că se gândește la ceva. Deci ce ai zis? S-a încălzit în studio, nu se mai poate. Nu, merge. Are treabă, Luca, cu ce o să te anunțăm. Nu, dar are treabă cu mâncarea, Luca, să știi. Și de aici poate să te ia transpirație. Și e nasoală treaba. Luca, da, treaba e că de astăzi, din dimineața asta, de la 1 septembrie, da, la obor. Băi, Luca, nici nu știu cum să zic. Deci acolo în piață, știi? Acolo în piață, unde te duci tu și ești... Frecvent, da, da. Să... Îi zici tu? Că nu știu, poate ești mai blând. Mă, nu știu, parcă ai tu o karmă mai... Da. Hai că zic eu. Luca, din dimineața asta, la obor, s-au scumpit micii. Ai, mă, am bucurat. Și, dar nu s-au scumpit ușor. Deci s-au scumpit cu 30%. În premieră, micii tăi de la obor vor fi 4 lei, Luca. 4 lei, adică... Păi ce faci, domne? Ai procentaj acolo, iei procent din vânzări. Ce faci? Du-te, tratează cu băieții. Că... E mult. E mult, adevărat. Adică e mare scumpirea. El nu e mult, că tot ieftine. Scumpirea e majoră. Da. Păi, da. Dar uite, chiar n-am mai fost... Acum am fost plecat. Am pățit niște lucruri pe acolo de m-am îngreșat. Și de când m-am întors sunt cu minte, că am zis să nu... Cât de cât, știi ce zic? Da, au scumpit ăștia. Și nici n-am vrut să calc în piață. Da, au scumpit mici. Sincer. Da. M-am dus într-o zi și m-am dus pe la 6, că la mici se închide pe la 5. M-am dus mai târziu ca să n-am nicio tentație. Și n-am fost pe la Adip, acolo pe la mici, să văd care mai e... Treaba, dar adevărul e, cu toate scumpirile de pe piață, era de așteptat să vină și momentul ăsta. Păi nu știu ce să zic. Așa durere am mai întâlnit. Așa durere am mai întâlnit când s-a scumpit covrigul, când a trecut de prețul la psihologic de un leu, covrigul, știi? Aia a fost ceva... Aia a fost majoră, da. Da. A fost așa covrigul ceva. Covrigul cumva legat direct la leu. Exact. Mai grăitoare. E mai ceva ca euro, adică nu te uiți cât e euro, te uiți cât e covrigul. Da, da. Asta da, e. Da, da, da. Vei greși mai puțin când vei merge prin obor pe acolo. Nu, auzi că încă ieftin. Da. Încă ieftin, a zis Luca, la 4 încă lei. Încă da, adică dacă îți compari cu alte... Auzi? Cetații culinare, care ar fi, okay. Care ar fi prețul ăla psihologic? Pe bucate, așa, pentru tine. Adică la cât ar trebui să ajungă micul pentru a renunța tu la el? A, nu se pune problema. Deci, băieți, ați auzit, mai e loc. Luca. E o utopie, nu știu, că auzi, dacă ar fi 30 de lei, nici mai mânca doi. Auzi, dar cât e porția corectă de mici? Că întotdeauna m-am întrebat, 4 sau 5? 3, 4 sau 5? Cred că 4. 4, a? La 4 deja. Cred că 4, da. Sincer. Adică ăștia de dimensiunea celor din obor, care sunt cumva la dimensiunea corectă, adică nu sunt nici foarte mici, nu sunt nici mari, 4 cred că e ce trebuie. Ca să... Bine, ăștia de aici, ăsta e secretul lor.
au cumva foarte puțin bicarbonat. Asta e. Și față de alți mici pe care am mâncat de-a lungul vieții mele, ăștia nu te tulbură cu nimic. Nu te umflă. Da, nu te umflă. Nu te umflă, nu te nimic. Nu-ți da, nu te deranjează. Da. Mamă, deci îmi plouă în gură. Îmi cer da. Scuze că... Și atunci pot să mănânc și mai mult. Adică eu când am fost cu colegii Vlad și George așa. Pe acolo... Ia fiți atenți, da. Noi am ras câte 8-9 piese. Nu mă ascundă voi. Nici n-a avut nimeni nimic. Adică toată lumea... Ideea e că dacă stai acolo la terasă, poți să mănânci practic neîncetat. Adică, auzi, știi că e în stare să vorbească până la ora 10 despre mici? Adică dacă noi trecem despre mici, nu ca vorbim de ori 10. Așa. Mi-era dor de momentele astea din deșteptarea, când vine Luca și vorbește despre mâncare până când îți plouă în gură. Plâng și ochii. Acum da. Mai slăbesc puțin și sigur că fim pregătiți să putem să vorbim despre mâncare. Mai ai și mult timp, Luca, adică mai sunt câte zile de slăbit. Așa, în 3 zile chiar te rugăm, uite. Da, dai, 2 kg. 2 kg, o să vină slim aici. Mulțumim foarte mult, Luca, pentru... Te îmbrățișăm. Pentru intervenție, ne pare rău că te-am deranjat dimineața cu vești din astea nasoale, dar asta e viața. Asta e viața. Te îmbrățișăm. Luca Pastia, Vlad Petreanu, George Zafiu se întorc de luni cu forțe proaspete în deșteptarea de la 7. Continuăm acum deșteptarea de vară. Deșteptarea